Salutare tuturor, numele meu este Cosma și bine ați venit la un nou tutorial. De ceva vreme m-am tot gândit și am zis să dau start la un nou proiect, și acela este să construiesc un fucking castel uriaș și m-am gândit să-l fac chiar în zona asta, dar mai întâi, pentru astăzi o să facem ceva mult mai mic, o să facem două statui de lei. Chiar în fața porții. Deci, hai să-i dăm bătaie. Deci, prima oară o să punem o scară, la diferență de o pătrățică, încă una. Iar în spate, la diferență de 4 pătrățele. Deci, 4 pătrățele trebuie să fie între ele. Și puneți încă o scară. Deci, exact la fel și dincolo. O să le facem pe ambele simultan. Ok, în spate o să punem câte o scară. Exact așa, întoarsă. Și aici la fel. Apoi o să punem două cuburi în sus. Aici o să punem doar unul. Deci în față două, în spate doar unul. O să le lipim între ele. Exact așa. Și o să mai punem câte o scară în față. Așa. Iar în spate o să punem o scară întoarsă. Aici o să punem o scară exact îndreptată așa. Și un cub deasupra, la fel și dincoace, deci două așa, una întoarsă și un cub deasupra. O să le lipim, o să punem un rând aici și unul aici. Deci unul aici, lipim și unul aici. Sub aici o să punem câte o scară, exact așa, op, așa. Iar la mijloc o să lipim cu lespede. Încolo la fel. Deci să mergeți cu amândouă statui deodată ca să nu vă încurcați. Sau puteți să le construiți cum vreți. Ok. Apoi o să punem o scară, un cub aici. O să lungim. Și dincolo la fel. Și în spate, exact la fel, deasupra scării, o să punem cuburi. Și una ieșită în afară. O să umplem. Exact așa. Deci umplem. Până ajungi deasupra și una ieșită în afară. Ok. Următoarea mișcare o să punem o scară întoarsă din cubul din mijloc, apoi un cub deasupra, încă o scară întoarsă, iar un cub, apoi unul normal exact așa, încă un cub deasupra și unul invers și două lespete deasupra. Ok, să facem și aici la fel, deci punem cub, scară, cub, scară normală, apoi un cub deasupra, o scară întoarsă și două lespete, exact așa. Deci, perfect. Ok. Acum o să punem, ia să vedem. De aici din față o să luăm și o să punem două scări exact așa. Deci, exact așa. Apoi o să punem și o să umplem până în spate. Mai puțin astea două cuburi din părți. Așa. Vin și aici. Perfect. Deci exact așa, să rămână 3, un V. Ok. De la mijloc o să punem un cub și două într-o parte. Deci fix deasupra lespetelui. Un cub și câte două într-o parte. O, așa. O, stai și eu încă una. Atât. Aici la fel. Și câte un cub deasupra. Ok. Apoi o să luăm lespetele și o să punem unul aici, unul aici și două lângă. Deci două lângă cub și fix sub câte unul. Așa. Aici la fel. Și sub. Perfect. Cam așa. Ok, acum o să luăm cubul și o să mergem, sau mai bine începem așa din spate. O să punem câte un lespete, aici, aici și aici. Lăsăm două pătrățele și punem un lespete. Apoi o să aducem până ajungem cu cubul
Și lăsăm două și deasupra o să punem o scară exact așa. Aici încă un cub, o scară și deasupra un cub. Cam așa. Și dincolo la fel. Deci de aici din spate lăsați două pătrățele, puneți un lespete, apoi lipim cuburile, aducem încă un rând, deci lăsăm două, o scară invers, aici un cub, încă o scară invers și un cub sus. Ok. Apoi o să luăm lespetele și începând de aici de la cubul acesta o să punem o lespete și o să mergem exact așa până ajungem sus. Sau m-am gândit la ceva. Cred că o să mai punem încă un lespete și o să modificăm cu una mai în față, ceva de genul. Cam așa. Ia să vedem cum se vede acum, dacă o să punem așa, așa, așa. Până, da, exact așa, până ajunge sus, se vede mult mai ok. Deci, modificați doar cu o pătrățică mai în față. Și aici un lespete. Exact așa. Apoi punem lespete, lespete, lespete până se lipește sus. Și aici la fel. Bun, și în partea cealaltă, din cub până sus. Cam așa. Apoi o să luăm o scară și o să punem fix de la 3-a de aici, cubul acesta, o să punem o scară întoarsă exact așa. Aici. Una aici. Deci exact să se lipească între ele. Și una aici. Deci e bine în fiecare parte. Ok. Și apoi să facem și coada. Aici putem să adăugăm câte o scară. Și aici una. Ok. Coada o să pornească fix din lespetele astea care le-am lăsat aici. Apoi o să mai ridicăm una, dar cu una în stânga. Deci în sus una și un pic în stânga. Apoi încă una mai sus. Deci exact așa, una mai sus. Apoi una mai sus și în partea dreaptă. Apoi încă una mai în spate și mai sus cu două pătrățele. Deci ceva de genul. Așa. Deci facem și aici. Deci o să ne ridicăm cu încă una mai sus. Așa. Și încă una mai sus cu două pătrățele. Cam așa. Și perfect. Deci cam așa o să arate statuia de leu momentan. Și acum să adăugăm prin jur, să adăugăm ceva detalii, nu știu, bushes, spre exemplu. Ia să vedem, punem aici exact așa. Aici la fel. 2, 1, 8, 1, ceva de genul. Să adăugăm și niște gard. Unul aici, unul aici, aici. Așa. Aici ceva de genul că o să facă, să zicem, un fel de curbă puțin. Ok. Mai în spate. Mai în spate aici una. Una aici. Una aici. Aici una. Și aici. Cam așa. Punem și niște garde nede deasupra. Tot așa random. Pentru torțe. Așa una. Una aici. Și una aici. Și adăugăm câte o torță deasupra. Așa. Una aici. Aici. Aici și aici. Cam așa. Să zicem. Apoi o să adăugăm, ia să vedem, niște bone meal pe aici prin zonă. Mai punem să fie iarba un pic mai mare. Aici, gen, aici. Așa. Cu cât mai multe detalii, cu atât mai bine. Aici putem să punem ceva de genul. Așa. Putem să adăugăm și, spre exemplu, din asta, flori din asta. Ia să vedem. Se vede foarte, foarte bine. Ceva de genul. Aici două, de ce nu? Aici una, două, trei.
Cam așa. Eu sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Pa, pa!